Bună tuturor, eu sunt Jemna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, așa cum ați văzut din titlu, o să vă vorbesc de cum să te îngrași în mod sănătos. Înainte de a începe, vreau să vă amintesc, pentru că multă lume uită chestia asta, eu am un doctorat în științe infermieristice, deci pot deja cu doctoratul ăsta să facă educație alimentară și în plus am un master în alimentație patologică și de slăbit. Ok. Multe adolescente și adolescenți și nu numai au două mari probleme principale. Obezitatea și slăbitul, adică o greutate sub normal, să spunem așa. Mulți dintre adolescenți se înfruntă cu această mare problemă, nu numai de o greutate sub standardurile medice normale, dar și cu o problemă foarte mare, care este anorexia și bulimia. Este un argument foarte delicat, eu nu o să mă opresc foarte mult să vorbesc despre acest argument, pentru că acest argument este foarte, foarte delicat, intră într-un aspect psihologic și psihiatric foarte, foarte amplu și nu este de competența mea. Eu vreau în acest video decât să vă dau niște indicații în ceea ce privește îngrășatul. Ok. Îngrășarea, ce înseamnă îngrășare? Mulți dintre adolescenți mai ales, ca să se îngrașe, mănâncă tot felul de prostii, tot felul de fast food, tot felul de prăjituri, tot felul. Asta ce înseamnă? Chiar dacă ei au un metabolism, cum să spunem, mai accelerat, nu înseamnă că ei în interior sunt sănătoși. Persoana slabă nu este întotdeauna o persoană sănătoasă. Dacă voi faceți caz, persoanele slabe au aproape întotdeauna tenul foarte uscat, sunt foarte obosiți, sunt persoane foarte firave, care se îmbolnăvesc foarte repede. Asta este dată de faptul că mănâncă prost, nu mănâncă mâncare sănătoasă. Ca să te îngrași nu înseamnă să stai la dietă, înseamnă să ai o alimentație sănătoasă cu o cantitate mai mare. Asta înseamnă că dimineața mănânci lapte, cereale și cereale mănânci o cantitate mai mare, 60-70 de grame, mănânci foarte multe fructe uscate, adică migdale, alune de pădure, toate fructele astea, și nu vorbesc de alea sărate, alunele alea sărate în cutie, vorbesc în statul lor natural decât prăjit. Ca să mărești greutatea, trebuie să iei alimente sănătoase care ajută corpul tău în interior, că degeaba el arde tot și tu ești slab dacă nu ești sănătos. Pentru a ajuta arteriile, pentru a ajuta inima, pentru a ajuta toate organele din corpul nostru, și omul ăla slab are nevoie să bea 2 litri de apă pe zi, să mănânce fără prăjeală, nu mai mănânce zahăr alb, să mănânce lucruri sănătoase. Hai să vă dau o zi tip de o dietă de îngrășare. Vreau să vă spun că am două fete pe care le urmăresc pentru a se îngrășa. Una dintre ele s-a îngrășat 2 kg în 2 săptămâni, care este ceva super pentru o persoană care a fost întotdeauna foarte, foarte slabă și care niciodată nu a reușit să se îngrașe. Pentru că voi trebuie să știți că procesul de îngrășare este mult mai greu și mai lent decât ăla de slăbire. Deci v-am spus, dimineață, o cană de lapte, 50, 60, 70 maxim. Bine, chestiile astea se fac și în bază la înălțime, la greutate, la vârstă, dar oricum, 50-70 de grame de cereale
integrale, pentru că e important să ajuți corpul tău să nu lucreze mult cu alimentele procesate. Sau 4, 5, 6 felii de pâine din aia uscată, care folosesc eu mereu, fete biscotate, cu marmeladă fără zahăr, cu avocado, cu lucruri care fac, au multe substanțe nutriente în interiorul lor, nutritive în interiorul lor, și care ajută și în a mări masa musculară, în a mări volumul corpului vostru. Între mese mănânci fructe, de care vrei, nu are importanță, la prânz 60-70 de grame de pâine sau 60-70 de grame de paste sau pâine cu carne și cu verdure și legume, câte vreți voi, nu are importanță. După amiază ne facem acolo un snack, un iaurt în care punem fructe, mai mâncăm și un pachet de cracker sau de grisine sau eu știu chestii de astea. Seara mâncăm legume fără număr, câte vreți voi. Legumele sunt indicate și în procesul de slăbire, nu numai în ăla de îngrășare. Legume, carne sau cereale, cum ar fi ceci, cum ar fi linte, cum ar fi năut, fasole și așa mai departe. Asta e cam același lucru ca aia de slăbit, dar cu cantități mai mari de aliment. Cam asta aveam de spus. Ca să slăbiți, ca să vă îngrășați, nu trebuie să mâncați prostii, trebuie să mâncați sănătos, pentru că ajutați corpul vostru să nu se regenereze în mod greșit, să nu se regenereze activând vreo boală. Și cam asta este. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Dacă vreți să fiți urmăriți în dieta Janina, găsiți în info box toate detaliile și ne vedem la următorul video. Ciao!